Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit aici la Super Live, emisiunea în care discutăm despre cele mai importante evenimente ale sfârșitului de săptămână. Încercăm să le analizăm și să fim poate și o sursă de inspirație pentru dumneavoastră. Alături de mine, în studio, se află realizatorul TV Radu Buzeanu. Salut, Radu, bine ai venit! Vă salut! Și, de asemenea, suntem în legătură directă cu Vasile Miriuță. Salut, Vasile! Vă salut! Te salut! Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Discutăm despre partide din Liga 1. Ne concentrăm asupra campionatului României și pentru că vedem campionatele importante din Occident sunt întrerupte. Se joacă meciuri în preliminariile campionatului mondial din America de Sud. Radu, un pic de inechitate aici. Adică când se joacă Cupa Africii, nu întrerupem campionatele. Cum se joacă în America de Sud? Cum întrerupem un pic campionatele? Întrerupem un pic campionatele și o altă inechitate e legată de faptul că noi nu avem jucători la ăștia, în America de Sud. Nu avem în zona aceea. Da. Sigur, avem și noi brazilienii noștri. Dar brazilienii noștri joacă doar la noi, la ei nu joacă. Aici e încurcătura. De brazilienii noștri numai noi știm, în Brazilia nu se știe deloc. Brazilia n-a auzit de brazilienii noștri, da. Brazilia n-a auzit de ei. Da, e o inechitate și am văzut că a fost un scandal imens cu Jurgen Klopp, care a minimalizat această competiție a Cupei Africii, spunând, deranja fiindcă jucătorii lui celebri se duc pe acolo și joacă în loc să joace la el când are atâtea necazuri în Premier League. Adică e o discuție destul de largă. Sigur că în momentul de față Cupa Africii a devenit extrem de importantă. Sunt foarte multe celebrități acolo, adică nu mai e ce era înainte. Și înainte avea, da. Acum e parcă din ce în ce mai gravă situația acolo. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în aplicația Superbet Cupa Africii are parte de un tratament special. Există streaming live de la aceste meciuri, de asemenea pariuri speciale, super pariuri la fiecare partidă din Cupa Africii. Găsim pe, cum spuneam, în aplicația Superbet. Dar acum ne întoarcem la meciurile pe care ne-am propus să le discutăm din Liga 1 și să-l întreb pe Vasile cum simte el de acolo, din Ardeal, meciul acesta care va avea loc în Transilvania între Șepși și Universitatea Craiova. O partidă dificilă, o văd eu. Șepși, din păcate pentru ei, au pierdut 1-0 la Botoșani și și-au cam diminuat șansele de a accede în play-off. Craiova vine după o victorie acasă, sunt în primele șanse și nu-i văd să piardă la Sepsi și cu toate că știm că Sepsi joacă bine acasă și a făcut-o bine în ultimul timp. Eu văd o partidă echilibrată și un rezultat de egalitate acolo. Mai ales Sepsi joacă acasă, Craiova în deplasare, Narul Cura Târgului, văd un rezultat de egalitate. Da, Șepși este puternică pe teren propriu, nu primește gol, în ultimele trei meciuri nu a primit gol pe teren propriu și aș remarca și acest echilibru accentuat care există între Șepși și Universitatea Craiova, 9 partide disputate între aceste două echipe, câte 3 victorii pentru fiecare și 3 rezultate de egalitate. Nu doar că Șepși nu primește gol, dar în general am văzut că în Liga 1 nu prea se dă gol. Nu prea există această patima a golului, ne ținem departe de această tentație a golului. E adevărat că Craiova, până la urmă, e una dintre echipele care marchează. Are de bine, da, de rău își creează este, faze și are al doilea atac din Liga 1. După FCSB. Dar Șepși mi se pare extrem de sublicitată în sezonul acesta, adică de poziția în clasament. E sublicitată pentru că dacă stai și uite așa, undeva de până octombrie nu mai pierduseră. Deci undeva de până octombrie când au jucat, cred că cu cine au jucat? Cu cine au pierdut ei în octombrie? Cu CFR mi se pare că au avut o înfrângere. Deci de atunci ei au continuat într-o serie de neînvinse și mi se pare totuși că au avut și ghinion cu Botoșaniu. Adică și în zona asta putem să remarcăm cu faptul că au pierdut nemeritat. Există acest obicei al egalului între ele și am mai remarcat că și Craiova are un obicei al egalului în general. Adică dacă ne uităm așa pe linia Craiovei din sezonul acesta, apare mai degrabă o echipă care face egal. Și de aici nu m-ar mira să iasă și meciul ăsta egal, dar mi se pare că Șepși este favorită, având acest beneficiu al terenului propriu, unde joacă foarte bine. L-aș întreba pe antrenorul Vasile Miriuță despre cei doi antrenori acum. Pe de o parte îl avem pe prietenul lui Vasile Miriuță, Laurențiu Reghecanf, cei doi se știu din perioada pe care au petrecut-o în Germania.
A traversat o perioadă dificilă în finalul anului trecut, dar acum, după ce a făcut o pregătire cu Universitatea Craiova, vedem că începe cu o victorie importantă obținută în fața unei echipe care se bate și ea pentru calificarea în play-off, este vorba de Rapid. De partea cealaltă, Cristiano Bergodi are un bilanț neașteptat de slab în fața celor de la Universitatea Craiova, 6 întâlniri cu echipa din Craiova, 5 înfrângeri și doar un rezultat de egalitate. Cum ți se pare acest duel al antrenorilor, Vasile? Da, în primul rând, cum ai zis și tu, sunt prieten cu Laurențiu și chiar a început bine, să zic așa, bine, în afară de acea eliminare în Europa. A jucat un fotbal plăcut, au avut și neșanse la câteva partide unde puteau să câștige. Acum, bravo lui, chiar am schimbat câteva vorbe, câteva mesaje după această victorie. E încrezător, un antrenor care își dorește ca echipa lui să joace. Chiar au ocazii multe. Dincolo, Bergodi, știm cu toții, un italian, tacticizează mult meciurile. Am văzut și la Botoșani, într-adevăr, cum a spus și colegul nostru din studio, au avut ocazii, puteau să marcheze prin Gaganovic, dau un exemplu și Goloca. Dar încă o dată, cred că atu ăsta, ofensivă care și-l dorește Laurențiu și de la Craiova va face, să zic, mi-aș dori să facă diferența, cu toate că eu zic că se va termina egal la sfârșitul celor 90 de minute. Poate un plus pentru Laurențiu, datorită își dorește mai mult pe faza de atac să producă mai mult fotbal și să marcheze. Dar dincolo, echipă bine așezată așa, pentru că știm pe Bergodi când a antrenat și la Voluntari, la Craiova, echipele lui stau bine teren, dar încă o dată, un plus pentru Laurențiu, am mai spus-o, că își dorește mai mult să-și joace fotbal. Mi se pare inspirat acest pariu pe care îl propune Vasile Miriuță, pentru că Șepși până la urmă este campioana egalurilor și Craiova a făcut destul de multe egaluri în ultima vreme, mai ales în deplasare. Aș aduce aminte însă că în aplicația Superbet, pe lângă aceste pariuri clasice, cine câștigă, cine face egal și așa mai departe, avem și la meciurile din Liga 1, ca și la meciurile importante din vestul Europei, din campionatele puternice, avem super pariurile, avem pariurile speciale ca alternative pentru aceste pariuri clasice și avem și super avantaj. Dacă echipa pe care mergi se duce la două goluri diferență, nu contează că ulterior nu câștigă acea partidă, dacă s-a dus la două goluri diferență, deja meciul este acordat. Și s-a întâmplat un astfel de meci în ultima etapă, nu, Radu? A fost partida dintre Farul și FCU Craiova, s-a dus Farul la 3-0, deja meciul ți era acordat dacă mergeai pe Farul și apoi am văzut FCU Craiova foarte aproape să termine extraordinar la un 3-3, însă arbitrul Ionuț Coza a zis, nu e cazul. Nu e momentul pentru așa ceva. Asta mi s-a părut că a fost concluzia arbitrului, dar și avantajul pe care și l-a luat Farul, mi s-a părut așa destul de bezmetic, dacă îmi permiți exprimarea. Te rog. Adică nu mi s-a părut ceva ce a fost neapărat meritat în baza jocului. Au fost niște execuții. Da, cele două execuții ale lui Omoh. Extraordinare. Extraordinare, a explicat Gică Hagi că l-a luat pentru că a auzit la televizor că e cel mai bun driblor din Liga 1. A explicat definitiv lucrurile, dar au fost niște execuții. Gică Hagi cred că are o aplicație cu cuvinte cheie. Dacă se aude cuvântul dribbling sau cuvântul decar, el imediat pe telefon sau primește un mesaj, uite-te la televizor, că deși se discută ceva interesant. Deși în Liga 1, termenul de specialitate Mihai și Vasile era următorul. Scoate o om din joc. Așa se discuta. Nu da. Dribbling. Scoate om din joc. Vasile era un om care scotea alți oameni din joc, dar la propriu. Era... De tot. Nu. Așa era problemul. Scoate omul din joc. Scoate din joc. Da. Chiar era un mijlocaș care îmi plăcea cum juca Vasile Miriuță. Dar mai știi pe Mureșan, Gabriel Mureșan, el scotea la propriul oameni din joc. L-a scos pe Raul Rusescu din fotbal, nu din joc. Bun, pentru că am amintit de vremurile în care Vasile Miriuță juca, să trecem la partida dintre Dinamo, echipă la care el a jucat la un moment dat în cariera de fotbalist, și FCSB. Vasile, Dinamo traversează o perioadă cum nu ți-ai fi imaginat că ar putea exista pe când jucai tu, de exemplu, sau când ai fost antrenor la Dinamo, pentru că lucrurile nu erau așa de rele. O singură victorie pentru Dinamo în ultimele 19 etape de campionat. De partea cealaltă, FCSB vine după un egal,
dar un egal care a fost privit la acest club ca o victorie cu CFR Cluj, 3-3. Da, într-adevăr, un traseu dezastros pentru Dinamo, cum ai spus și tu. Am urmărit ultima lor partidă la Pitești cu FC Argeș, unde părerea mea că au făcut o partidă bună și nu meritau să piardă. Am văzut cu toții, au fost anulat acel gol la 1-0 al lui Matei. Da, încercăm probleme. Să refacem legătura audio cu Vasile. Și Dinamo să refacă legătura cu fotbalul prin Stoican. Da, iată, avem deja două meciuri de care amintim în această discuție, care au fost decise de arbitrii în Liga 1, pentru că Dinamo n-ar fi trebuit să piardă la Pitești. Într-adevăr, a avut un gol marcat corect de către Matei și anulat aiurea de către arbitru. Avem să-i această farme situație. Cu fotbalul. Vezi că se discuta despre această tehnologie, nu? De revitalizare a fotbalului, nu? Să vezi dacă a fost, dacă n-a fost. Stai farme cu fotbalul, să mai greșească și arbitru, să intervine și arbitru, să joace și arbitru. Practic, voi vreți să scoateți arbitru din joc. Arbitru intervine uneori. E și o dictatură a arbitrului în teren pe care trebuie să o impun acolo. Dictatură medicală avem, ești dictatura arbitrului, trebuie să rămân. Dictatura arbitrară. Aș vrea să aduc aminte că în aplicația Superbet, în grupul Super Social, acolo unde discută toți oamenii care sunt pasionați de fotbal și unde apar biletele care sunt jucate de sute de mii de pasionați. E bine, acolo există un grup special pentru Liga 1 în care puteți să găsiți, cum spuneam, foarte multe opțiuni ale pariurilor care să vă inspire. Și n-aș uita și de secțiunea de bloguri din aplicația Superbet, acolo unde există articole înaintea meciurilor de fotbal și nu numai, meciurilor importante, articole care vă ajută să aveți o opțiune sau alta și de asemenea tot acolo puteți găsi articolele experților pe care îi are în portofoliu său Superbet. Radu, Dinamo știm când este vorba de un meci cu FCSB, se autodepășește, reușește să-și ridice nivelul. Sunt și câțiva jucători care au fost aduși, jucători importanți. De exemplu, există o tripletă adusă de la CFR Cluj, portarul Figueiredo, mijlocașul Jonathan Rodriguez, există și un jucător sârb de atac care s-a adus de la CFR. Dinamo ar putea să arate mai bine decât în prima etapă din acest an. Stoican are un fel de spirit pe care am văzut că îl aplică, îl văzi totuși în discurs la conferințele de presă, e foarte aplic, așa, e nervos, se enervează. Redding mi s-a părut extrem de ineficient în mobilizarea vestiarului acolo. Mi se pare totuși că există talent la Dinamo, mi-e place și atacantul pe care l-au acum, care a făcut bine ce a făcut la Astra, Ivanovski, foarte bun. Un gol frumos marcat în această partidă. Și a început să-și revină cumva, e un atacant la care trebuie să ne uităm atent. Dinamo mi se pare că este într-o creștere de formă, totuși, deși la nivel de lot, în afara celor pe care i-ai menționat veniți acum, mai scăzuse față de meciul precedent. Acum mi se pare că este într-o creștere de formă, mi se pare că a mobilizat foarte bine Stoican, se mobilizează bine la derbiuri, dar asta cu mobilizarea la derbiuri... Matt Damon, cum mi se spune mai nou. Da. Supralicitate, pentru că să te mobilizezi, trebuie să înțelegi despre derbiul ăsta, ori jucătorii de la Dinamo, în afară de Torge, ei n-au trăit ideea de Dinamo, adică nu e ca și cum, domnule, niște dinamoviști de ăștia se reușite, cum ar fi Vasile Miriuță, care înțelege ideea de Dinamo, dacă ar fi pe teren, ei mai au un astfel de dinamovist pe Steliano Filip, dar el nu mai vrea să mai fie. Nu mai vrea să fie. Dinamovist, deși el este un dinamovist cu ani buni petrecuți. Torge, el se mobilizează, l-am văzut, e montat, face, drege, dar nu mai e jucător de fotbal. Adică e clar că ce era să de făcut, totuși, a făcut. Să are 4 goluri marcate în acest sezon pentru Dinamo în Liga 1. Și nu e puțin lucru să marchezi pentru Dinamo. Adică... Exact, e un număr deja semnificativ. Da. Vasile, au fost laude aduse echipei FCSB după această partidă cu CFR Cluj, mai ales Tavi Popescu a fost elogiată. Cum îl simți pe Tavi Popescu? Se fac exagerări în cazul lui? Chiar este un jucător care poate să, nu știu, să bată recordul de transfer pe care îl are Denis Mann? El are 19 ani în acest moment, dar în meciul cu CFR Cluj a avut un gol fantastic, a mai avut o fază foarte frumoasă când a săltat acea minge pentru Dumitr. Cum ți se pare Tavi Popescu? Un fotbalist, să zic așa, de mare viitor. Părerea mea că se exagerează un pic, cu toate că poștul chiar are calități. Chiar și la meciul cu FCSB, cu CFR, s-a văzut că are calități. Leagă bine pe ea din bloc, startul, triblează bine, scoate adversarul cum
cum zicem noi. Mi-a plăcut că a venit și pe faza de apărare și în prima repriză de două, trei ori, pentru că dacă vrei să joci afară într-un campionat puternic, trebuie să faci și faza de apărare. Acum vom vedea cu timpul. Important e că el să joace meci de meci, minimum cu un an de zile, doi ani la FCSB și după aia să pleci afară. Dar ca să pleci la o echipă puternică afară, ar trebui ca FCSB-ul să se califice în Europa, să joace mai multe meciuri, pentru că ar fi mai ușor și pentru el să plece afară. Dar îi mai trebuie un pic de masă musculară, trebuie să lucreze. Eu zic că în 2 ani de zile putem spune dacă va fi un jucător sau va deveni un jucător de mare valoare sau nu. E prea devreme. Are calități foarte bune, dar mai trebuie aștepta, părerea mea. Bun, ne place cuvântul ăsta inspirație, nu, Radu? Și inspirație. Când a fost vorba de Tavi Popescu cu CFR Cluj, de exemplu, a fost o doză importantă de inspirație și Debeliu a avut inspirația sa. Te-aș mai da un cuvânt. Te rog. Te-aș mai arunca un cuvânt. Dezechilibrant. Este un jucător foarte dezechilibrant. Eu rămân la inspirație pentru că aș vrea să fac legătura cu acest jucător care, tocmai ce a dat lovitura la Superbet, a obținut 160.888. Poți să folosești și dezechilibrant. La cifra asta deja e dezechilibrant. Adevărul că când vii cu o miză de 200 de lei și te alegi cu aproape 161.000 de lei, e dezechilibrant. E un dezechilibru total acolo. Și de inspirație, omul a mers pe 7 evenimente, a mers clasic, adică 1 sau 2, adică câștigă o echipă sau alta. Aș remarca această cotă de 3.05 pe care a prins-o pe victoria Botoșanului cu Șepși. Iată ce cotă mare avea Botoșan. Avea o cotă s-o bată pe Șepși. Nemeritat de mare. La Farul cu Craiova a prins o cotă mai mică, 1.57 pe victoria Farului, dar a prins, iată, cotă mare pe Ken, că o bate pe Ajaxio, 3.25. Ba chiar o cotă de 4 a prins, că bate Eibar la Almeria. Omul a prins niște lucruri interesante. E să ți se așeze în viață, îți dai seama, poți să dai gol și la mijlocul terenului. Ai văzut ce a făcut Octavian Popescu. Exact. Când noi tot rulăm golul ăla lui Hagi, tot afișăm cu gol. E adevărat, dat la un campionat mondial, contează și contextul. Bă, da, până la urmă mi se pare mai mișto golul lui Octavian Popescu. Dacă stai să te uiți la golul lui Hagi, cu care ne tot afișăm noi, doamne, noi suntem ăia care a dat golul ăla. Colegul lui Gică Hagi de la acel mondial, Florin Prunea, nu e de acord cu tine. Ce? Spune că a fost mai degrabă o centrare ce a încercat Octavian Popescu și că... Domnule, nu se poate. Plus că și la Hindrich are el acolo observație. Centrare cui? Că nu e la nimeni în careu. Și eu zic la fel. Adică... Dar eu îți aduc aminte și de o altă perspectivă asupra acestui gol. Da, e o perspectivă totuși nesustenabilă. N-ai cum, dacă nu-i nimeni în careu acolo, cui dracu să-i chese? Adică e evidentă situația în care el se uită și plus că nu e primul gol pe care îl dă de maniera aceasta. Da. A explicat că s-a uitat la Neymar. E specialitatea acasă, spune chiar Tavi Popescu. Da. Nu-l dă modestia afară din nu-l casă. Nu-l dă, ceea ce e foarte bine. Adică pe mine mă încurcă și jucătorii ăștia modești. Avem jucători prea modești. Și că, domne, eu sunt un jucător modest. E practic o acuzație pe care o aduce jucătorul. Domne, un jucător modest. Mi se pare că așa dă el golurile. Adică nu e primul gol pe care, dacă era primul gol, zici, a nimerit-o, ca Ronaldo de acum. Bă, a dat vreo două goluri, după aia s-a liniștit. Mi-a plăcut o afirmație a unui dintre comentatori în timpul meciului. Tavi Popescu nu știe să dea goluri simple. Nu știe să dea goluri decât așa, da. Vasile, la primul meci pe care l-am discutat, cel dintre Șepși și Universitatea Craiova, ai mers pe ideea de echilibru. Există vreo șansă să existe echilibru și în acest meci dintre Dinamo, o formație aflată pe penultimul loc, și FCSB, care e într-o situație răsturnată, să zicem așa, este pe al doilea loc în clasa. Exact așa, doar că invers. Da. Deci dacă partida se juca pe Arena Național, sincer, puteam să zic că va fi un dezechilibru favorită FCSB-ul. Dar ținut cont că partida se va juca în groapă, unde probabil terenul nu arată ca și pe Național Arena, Dinamo le poate pune problemă celor de la FCSB. Pentru că știm, FCSB e o echipă de la mijloc în sus care pune mingea jos, joacă, și dacă terenul nu va fi în condiții optime de a pasa, atunci cred că FCSB va avea o problemă în groapă și Dinamo le poate pune probleme. Cu toate că favorită este FCSB, dar dacă va învinge ceva, va învinge greu. Eu zic că va fi un meci cu peste două goluri între Dinamo și FCSB. Interesantă și această abordare pe numărul de goluri.
Să mergem la partida dintre... Să remarcăm totuși, aș mai aduce argumentul ăsta cu terenul. Într-adevăr, tot timpul FCSB are o problemă când terenul nu este... Da. Totul trebuie să fie perfect ca să poată să iasă. Dar mai au și problema faptului că rezultatul anterior e unul drastic și atunci vor veni oamenii ăștia totuși montați. Mă gândesc eu, vor veni montați. Te referi la cel 6-0 pe care l-a avut FCSB cu Dinamo. 6-0 să vii așa ca la un meci normal. Cel mai dur rezultat pentru Dinamo din istoria confruntărilor cu Steaua sau ulterior FCSB. Bun, acum să vorbim despre cel mai tare meci al etapei totuși, pentru că este locul 1 contra locului 4, CFR Cluj cu FC Botoșan. Sigur că FCSB cu Dinamo generează cele mai mari energii, orgolii și așa mai departe. Dar ca raport de forțe, acesta este cel mai interesant meci între CFR Cluj și FC Botoșan. Mai ales că Botoșan a bătut-o pe CFR Cluj în acest sezon. Doar două echipe au reușit în acest sezon să o bată pe CFR Cluj în campionat. Una a fost Rapid, cealaltă FC Botoșan. Pare că Croitorul știe ce e de făcut când joacă cu Dan Petrescu. Pare că are... să le ia măsura celor de la CFR Cluj. Are acolo, da, măsura lucrurilor. Dar și Dan Petrescu știe să dea goluri din nimic. Am văzut ce a făcut de Beliu, cu dat gol cu spatele, mi-aduc aminte. E totuși reprezentativ pentru Dan Petrescu felul în care a câștigat la Glasgow Rangers cu 3 autogoluri date de ceilalți. Adică are o capacitate de a genera goluri din absolut nimic. E greu de compensat aici. Poate doar Pițurcă ar mai fi putut să facă ceva la nivelul acesta. E totuși greu de bătut, Dan Petrescu pare ceva de nerealizat. Adică nu prea cred că cel mult aș merge pe un egal. Sunt tentat de un egal, mă tentează ideea de egal, maxim egal. Deci maxim egal. Pare momentul de față... E oricum o idee îndrăzneață. Și este o idee îndrăzneață acest egal să-l aducem și pe Vasile în această discuție despre echipa la care el a antrenat CFR Cluj. Vasile, este înfricoșătoare CFR Cluj, mai ales pe teren propriu. În ultimele 11 meciuri jucate acasă în campionat, CFR Cluj a câștigat de fiecare dată, iar în ultimele 5 meciuri jucate acolo în Gurea, CFR Cluj nici măcar nu a primit vreun gol. La prima vedere pare o partidă echilibrată, dacă ne uităm așa și în clasament. Botoșan, într-adevăr, vine după victorie cu Sepsi. Meritată, nemeritată, important au fost cele 3 puncte care în mare parte le asigură accederea în play-off celor de la Botoșan. Dar CFR-ul este foarte, foarte puternic acasă și nu văd CFR-ul lăsând niciun punct celor de la Botoșan în această partidă de luni seara. O văd un CFR care va câștiga și va marca peste 1,5 gol. Interesant această opțiune. Un gol jumătate. Vasile... Ai văzut că de Beliu a dat jumătate de gol, totuși nu poți să-l creditezi cu golul. Așa da, pentru astfel de goluri s-a inventat expresia asta de la fariuri, peste 1,5 goluri sau 1,5 goluri și așa mai departe. Trebuie să explicăm faptul că în Liga 1 nu există acest obicei al golului, adică mi se pare că poți câștiga bani foarte ușor în felul ăsta, adică sunt foarte rare partidele ca cea pe care am văzut-o cu Steaua cu CFR, FCSB cu CFR, foarte rar se întâmplă așa ceva. Da, uite, de exemplu, că am vorbit despre Sepsi cu Universitatea Craiova, mereu între aceste două echipe au fost meciuri cu puține goluri. Poți merge pe un anumit trend. Și Craiova, care dă goluri foarte multe, dă puține goluri cu Sepsi. Da. Deci e o situație pe care poți deja să o vezi. Sunt foarte rare meciurile în care se dau mai mult de două goluri. Foarte rare. Deci e ceva mai să ai ghinion. Deci, mai ales când e vorba de CFR Cluj, care ne-a arătat din nou că este o specialistă acestor victorii de 1-0 pe parcursul acestui sezon. Doar 11 goluri încasate în 22 de etape de CFR Cluj în actuala stagiune și 3 dintre ele au fost primite acum. Poți te gândești totuși că e o slăbiciune care există acolo dacă a luat deja 3 goluri, dar a început campionatul și a luat deja 3 goluri, acum poate da. Dar nu știe să ia gol Dan Petrescu, e clar. Bun, îl invităm pe Vasile, care împreună cu Radu vor face un bilet, eu îl voi consemna aici în Super Social. Vasile, începem cu prima partidă pe care am discutat-o noi, cea dintre Sepsi și Universitatea Craiova. Tu ai mers pe această idee de egal, acum când e pe bune, îți menții această părere? Da, un rezultat de egalitate la Sepsi cu Craiova. Bun, o cotă superbă de 3,05 care ne este propusă de Vasile în debutul acestui bilet. Facem unul împreună sau fiecare câte unul? Nu, alternăm așa, îl faceți împreună. Facem împreună, da. Asta e, faceți o pereche aici, un duet.
dar fiecare cu meciurile lui. Aici și sunt acum, absolut de acord. Pentru că avem putem dezvălui un FCSBist aici în... Faci acuzații grave, îți place să ți se spună stelist, dar asta e. Mai nou în această epocă ești numit FCSBist. Da. Tu n-ai știut că ești FCSBist, dar asta erai. De 10 de ani erai FCSBist. S-a explicat în ultima vreme. Mi s-a dat această turnură, ca să zicem așa. Elegant. Bun. Da. Spune-ne, te rog, ce vezi tu. Ne-ai sugerat ceva, dar aș vrea să spunem acum concret ce vezi la această partidă dintre Dinamo și FCSB. Da, evident că sigur, sunt circunstanțele atenuante meciului pe care le-am vehiculat mai devreme, mai ales cea pe care a inventariat-o Vasile mai devreme, că, într-adevăr, terenul e ceva ce încurcă rudă tot la FCSB. Chiar și de la FCSB și-au exprimat îngrijorarea în acest sens, ziceau, să sperăm că terenul... Un adversar pur și simplu în sine, adică nu se poate juca, nu înțeleg cum nu reușesc să depășească acest impediment, plus că e impresia asta totuși de înghesuială pe Ștefan cel Mare. Și mă refer aici chiar... remarc și faptul că FCSB nu îi va avea pe cei doi mijlocași centrali, Șut și Ovidiu Popescu. Sigur, pentru Ovidiu Popescu nu sunt mai niște puțin, absențe. Șut e o reușită, dar se poate surmonta până la urmă ușor, adică au variante. Acum, ideea e că va fi un meci foarte greu, dar sunt de dat totuși să cred că nu vor pierde ocazia să câștige. Ok, deci de la FCSB. Tu mergi pe... Ai reușit să ne o spui așa un pic mai pe... Nu vor pierde ocazia să câștige. Să-mi iau și niște mici precauții. Ai luat așa un pic pe un... Da, când este blocat drumul între Comarnic și Brașov, atunci o iei pe un drum din ăsta așa, gen nu vor pierde ocazia să câștige. În caz că... O luptă alternativă. Da. În caz că se întâmplă să facă egal, mă gândesc să, dacă îndemn pe cineva greșit, să zică, bă, omul a zis ceva totuși. Am dat așa o mică... Bun, deci mergem pe victoria celor de la FCSB. Da, nu, normal, am spus Vasile de la început, omul fiind FCSBist, na, ce putea să ne recomande. Stai caracterul lui, până la urmă, stai caracterul. Bun, ieșim din această partidă și mergem și la o echipă pe sufletul lui Vasile, până la urmă, la CFR Cluj, care, sigur, este atașat de CFR Cluj, a fost antrenor acolo. CFR Cluj contra FC Botoșani. Vasile, spune-ne verdictul tău. CFR câștigă și marchează minim 2 goluri. Bun, îndrăzneață această opțiune, mai ales că, așa cum spuneam, ei sunt specializați în 1-0, dar acum tu vezi să fie chiar 2 goluri marcate. Și iarăși vine, Vasile vine cu niște cote mai sănătoase. Productive, așa, decât mai. Iată, un 2-0-5 pe care ni-l propune acum Vasile Miriuță. Bun, ieșim din această partidă și îi mai dăm o șansă lui Radu. Hai să vedem și la această frumoasă partidă dintre Rapid și UTA. Rapid, o echipă care a pierdut în prima etapă la Craiova. UTA a pierdut și ea, mai grav, pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș. Două echipe rănite. Radu, spre ce ai înclinat tu la acest meci dintre Rapid și UTA? Sunt convins că Rapidul va câștiga. Aici n-am niciun dubiu. A zis Radu, băi, după ce a venit Vasile cu cotele alea spectaculoase, trebuie să vin și eu. E un 2-60 aici, în dreptul Rapidului. Mi se pare o cotă nemeritată. Ar trebui să fie mai mică, după părerea mea. Rapidul, totuși, e o echipă care joacă pe teren propriu, cel puțin... E cineva. Și chiar pe CFR Cluj să o bată pe teren propriu. A bătut și pe FCSB, nu? În acest sezon tot pe cred că dă să intre totuși în play-off. Adică e ceva ce își propun, e o luptă pe care o au dădut și mi se pare că... Bun. Un 2-0 sigur. Am consemnat acest 2-60 pe care îl propune Radu și am strâns o superbă cotă totală de 25, ceva acolo. Plasăm acest bilet în aplicația Superbet, acolo în Super Social, pentru a fi sursă de inspirație și pentru alți oameni care vor încerca să mizeze pe meciurile din Liga 1. Vasile Miriuță, Radu Buzeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Super Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune, să aveți inspirație, numai bine! Da.